Vedeți că prima dată eu n-am mai deschis palatul de mult timp și am deschis în față, direct. Și să vă spun de ce. De mult nu mai am avut așa o mare bucurie. Pentru că erau doi jucători ăla, odată ne-a dat un gol și de atunci a vrut să-l iau. După aia l-am văzut pe la Farul, fundaș central care mi-a plăcut totdeauna, dar el, băi, când vedeam CFR-ul, bă, vă dau cuvântul meu, domnule. Bă, când vedeam CFR-ul și când îl vedeam pe el pe teren, aveam oftică pe CFR, că de ce n-am eu un jucător așa? Și n-am îndrăznit, ziceam cu Socearul vreo 5 milioane. Numai că ăsta la fanatic mi-a zis, da, domnule, cu 1,5 milioane, cu tare, bine m-am dat și eu, a zis așa în glumă. Când după aia, bă, dacă cerea și 3, dădeam pe loc. Da, ei, eu eram pregătit pentru orice scenariu. De-aia ni l-am dormit. Pentru că, băi, adică noi am semnat deja, adică cum să iei lui Becali, tu jucătorul, când l-a semnat Becali deja, păi da, și 4 milioane dădeam, îți dai seama. Păi nu, dar era rușinos. Că așa ceva nu se face. Bă, dacă a semnat oameni, vezi, de treaba ta. El, domne, că nu știu ce, că nu știu cum. După care, într-un fel, adică, cu el că am vorbit, mi-a dat curaj, că primul telefon când l-am dat, mi-a zis, Nea Gigi, eu hotărăsc, nu hotărăște nimeni. Mi-a zis, bă, dacă el hotărăște, l-am văzut foarte hotărât, nu a avut nicio emoție, că a vorbit cu mine, că în general cam au emoții. Așa? Și m-am gândit, bă, e băiat deștept. N-ai cum să nu vrei să joci 10 meciuri, că nu o să joci 10 meciuri, o să jucăm. Să dea Dumnezeu că numai 8 ne calificăm din 8, dar noi o să jucăm 10 meciuri în Europa. Și i-am scris. I-am zis, băi, că nu mai răspundea. I-a spus să nu mai răspundea. M-am speriat când am văzut. Dă-i, m-a costat pe urmă bani și cu Neluțu, toate clauzele ce a vrut el, băi, nu știu ce, băi, ce vrea el toate. Pe urmă, dă-i, am făcut totul cum mai cumva. De ce? Pentru că nu neapărat de ambiție, că nu mă interesa ambiție. Nu, ce ambiție? Ce? Slavă de stăpâne, bă, l-a luat el să fie sănătos. Era jucătorul care eu îl doream de atât de mult și mă ofticam că n-am și eu unul așa și le altul. Și nu numai asta. Dar am început, începusem să-mi închipui echipa, ce înseamnă echipa cu Bârligea. Cu 3 atacanți, că îți dai seama, acum poți să joci cu 3. David Miculescu, Bârligea și Popa. Din asta nu o să mai fie Vioara întâi acum. Înțelegi? Păi joci cu 3, tu îți dai seama. Mai l-am luat și pe ăsta, pe Popa, pe Popescu. Păi noi avem acum jucători de peste 1,80, 1,81, 1,90. Cum a zis Mourinho la un moment dat, acum vreo 6 ani, a zis, Giovane, nu mai merge cu tiki-tiki jucători de 1,70, 1,60. Trebuie forță. Și atunci a fost ceva special, de-aia am deschis și ușile palatului, că e ceva special. Și acum eu vă spun vouă un lucru, că ce am spus eu lui, i-am dat mesaj, băi, la anul pe vremea asta ai 3 milioane salariu. Bă, 3 poate nu, dar 2 siguranță va avea, la anul pe vremea asta. Țineți minte. Și clauza aia de m-am bătut eu pentru ea cu impresarii lui, bă, la anul va fi bătită clauza, 15 milioane e, o să fie puțin pentru ea. O să vedeți. Adică ce calitate are el. Alta joci la FCSB, alta joci la CFR. Că la FCSB vine mingea tot timpul acolo în față. Tot timpul pe la el. Taca, 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 taca. Acolo el se dau cu alergat după ea. Nu prea se întâlnea, că și acolo nu i avea cine să o dirigeze, cine să o paseze. Acum o să vedeți. Și asta a fost o noapte lungă, grea, m-a costat mult mai mulți bani. Nu aș vrea, eu n-aș face. Deci nu e că să spunea unui domnule, dumneata te răzbun sau cu tare război, nu. N-am să fac niciodată așa ceva ce a făcut el Șuc. Chiar dacă el a făcut, eu n-am să fac. Asta nu se face, asta nici de răzbunare nu se face, nici la dușman nu-i faci. Bă, a semnat oameni, la revedere, e chestiune de obraz. Ce a câștigat el acum că mi-a scos niște bani în plus? Dar nu numai că fii atent! El vroia să-i se dea lui jucătorul pe 1.800.000, în rate pe un an, se ruga de Varga să dă-mi mie cu 1.800.000 în rate. Păi băi, îmi dă pe cale 2 milioane direct. Odată. Păi dă-mi mie pe 1.800.000, că-i dă mobilă. Păi ce faci, mă? Păi da, mă, da! Păi așa mi-a zis Varga.
stai cu becanii? Păi îți dai seama că putea să scoată vreo 2 milioane în plus acum? Dacă era Varga, îi mulțumesc și lui pe calea asta. Mi-a zis, tati, eu sunt bărbat și am spus fac. Mie mi-a băgat pe urmă, în contract multe, înțelegi tu? Dar 2 milioane n-a ridicat. Că putea să zică, băi, sau putea să zică el. 2 milioane la semnătură că nu vin. Dădeam! Până aveam ce face, ți-am spus, nu de ambiție. Îl vroiam pe el neapărat. Că eu când eu la Fanatic am vrut să zic, dau și 3 milioane pe Bârligea. Și mi-a mușcat limba, Dumnezeu parcă mi-a făcut. Și am zis, dau 1,5 milioane. Că eu dădeam 3 pe el. Eu credeam că cere 5-6. Eu de unde să știu eu că e pe cel mai bun jucător. Dar, într-un fel, și care-i treaba? El mai avea puțin. Un an. În vară era liber. Și de-aia el și-au luat bani. Ei a procedat bine și Varga. Dar ei n-au știut cât de mult îl vreau eu pe el. Că nu vreau altul jucător. Pentru ce crezi, mă, de unde dădeam mai mulți bani pe Luis Munteanu dacă era? Eu dau trei. Și au mai mulți bani ca mine ei. Dar nu, îmi plăcea de Luis Munteanu și o să fie. Dar nu ca el. Eu consider că el e numărul unu atacant al României. El, Lucescu, săracul, are și el o vârstă, și-a dat seama, înțelegi tu? Deși a făcut echipă Lucescu. A făcut o singură greșeală. În favoarea mea. Eu am vorbit cu Lucescu. Băi, vrei să nu le iei la echipa națională, că nu mai poți să-l cumpăr eu. Glumesc, îți dai seama. Până la ce oră a stat să negociază? Băi, am stat... Eu am, la ora 2:30 m-am culcat și trebuia să se lucra. La ora 3:30 am înțeles... I-am pus pe toți. Meme, Vale, Argăseală. Băi, nu dormiți până nu se rezolvă treaba. El, Hoț, m-a ținut până în ultima vreme. N-a răspuns. Dimineață m-am sculat, ceasul la mine sună, la ora 6:30 sună, la biserică. Am zis, nu mai mă duc astăzi. După aia am zis, păi de ce să am încredere în oameni, să n-am încredere în Dumnezeu? De mă voi duce, va rezolva Dumnezeu. Dacă stau și nu mă duc, eu nu pot să fiu mai puternic. Când am ieșit din biserică, mi-a dat meme. Am o stare bună. Adică invers de ce mi-a spus mie șucul la telefon, am o stare proastă, domnul Becali, dacă dumneavoastră luați pe Bârligea. Și eu am zis, bine mă, atunci, ca să ai tu stări bune, nu mai cumpăr niciun jucător eu. Înțelegi? Și mi-a zis meme că el știa că glumeam și mi-a scris meme. Am o stare bună. Băiatul-i pe drum, mi-a dat mesaj. A semnat. Păi când a semnat? Ba, a semnat. Nu știam cum, m-au observat până... Și atunci, gata, și am zis ca să-i deschid ușile pe covorul din față, covorul roșu lui Bârligea. Nu s-a mai deschis covorul de mult, de ani de zile, covorul din față. L-ați luat în brațe când a venit, de la ce jucător mi-ați mai simt așa o bucurie? Nu mai știu, nu mai știu. Dar care a fost ultimul care a intrat pe covor? Nu mai, n-am, bă, cred că de ani de zile n-a mai intrat nimeni pe covor. Da. Acum nu vă îngrijorați că domnul Șucu acum are o stare proastă? Băi, să știi că tare, vine să plâng. Mai vine să plâng, înțelegi? Dar nu-i problemă că... Bă, nu mai mă instigați, că el tot om băia bun e, nu e un om rău. Dar numai că el a făcut o greșeală care nu se face. Cred că pe viitor nu o va mai face. Cred. Eu nu fac așa ceva. Mai ales că el îmi spusese mie cu Malcolm. Domnul Becali, cu tare, dacă pot, vreau să pe Malcolm, cât ne costă? Și am zis, bă, nu ți-l dau ție, că suntem în război. A vrut să dea pe Egema? A vrut pe Egema, acum vreo 2 ani. Și nu ți-l dau, păi ce, nu, domne, ce război, suntem prieteni. Păi nu, dar aici ai război, e concurent. Eu nu sunt așa, domn Becali. De cel care spunea că el nu e așa, păi bă, mie mi-a fost rușine cu Rare și popul ăla. Deși nu semnaseră și negociau, mă zic, domne, negociază, păi cum să-i fac lui, ce câștig eu că îi măresc acum prețul lui Șucu, că mi-e prieten. Și n-am făcut-o. Bă, să-i dai telefoane la jucător după ce a semnat contractele în cluburile. Cum să faci, bă, așa ceva, mă? Și pe el, și cu tare, și că vreau... Nu mai spun, că poate nu vrea băiatul să se afle. Știi că nu-i frumos el să zică ce l-a sunat, cum l-au sunat. Le zic eu. Înțelegi? Daniel, ce simți acum? Ce simți de primirea asta? Sunt, în primul rând, foarte fericit că sunt aici.
Sunt foarte bucuros pentru toate sacrificiile și toate bine primite, cum ați bine primit aici. Sunt foarte bucuros și pregătit pentru luptă. Ai mai încălzit vreodată? Cum? De ce nu-i răspundeai? I-a spus impresai. Sincer, de la ora 3 până la ora 10, cred că am vreo 70 de apeluri și nu mai răspundea nimic. Pe număr, peste număr, nu mai știam cine, cum și ce, și era târziu, deci la o anumită oră i-am zis la managerul meu să rezolvă tu, eu mă duc să mă odihnesc și ne vedem mâine dimineață. La fel am pus alarma la ora 6-7 să văd cum e treaba, încă nu se stabilise și pe la 8 ceva de bine pleacă. Aveam și stradă de făcut și după am pus pe stradă și am... Dar ce înseamnă pentru tine că domnul de care te-a dorit atât de mult? Adică ar fi făcut orice să te aducă la el. Da, este o mare plăcere pentru că, cum am zis mereu și la Național și peste tot, ai nevoie de încredere în primul rând ca să faci rezultate și mi s-a dat mereu încredere și am răsplătit și vreau să răsplătesc cu fapte, nu cu vorbe. Dar care a fost prima ta reacție când ai aflat de interesul? Sincer, am fost un pic tulbure, că gen, chiar cum ați aflat și voi, am aflat și eu, gen, din 2-3 secunde, apeluri peste apeluri și nu mai știam nimic, deci mare confuzie. Dar eram fericit că voi face un pas, că știam că vreau să fac un pas în față. Au fost adevărate și ofertele din Rusia, afara Rapidului? Da, tot ce a ieșit în presă e adevărat. Și de ce ai ales pe CSD? Ce are în plus față de ceilalți? Au fost și din partea mea și din partea CFR-ului refuzurile, să zicem. Nu doar din partea mea. Cât de mult are Daniel drept de joc cu CFR sau este o problemă? Păi nu, mai că după aia a scris ce a vrut el în contract. N-are voie cu CFR, 5 ani de zile n-are voie cu CFR să joace. 5 ani de zile? 5 ani n-are voie să joace cu CFR. Dar el un an, mă, băi, bă, uitați-vă ce spun eu. El, la anul, pe vremea asta, hai să zicem, un an jumate. Va face pasul la mare echipă, nu că ta la la și nu știu ce și Olimpic și Lyon și Milan. El va face pasul la mare, mare echipă. O să vedeți. Daniel, dacă mă pricep eu la fotbal. Cât de mult avem dat meciurile cu Olympiacos, cu Manchester United? Cu siguranță ne pregătim pentru acele meciuri și cred că după ce o să întâlnesc și echipa și staff-ul o să ne pregătim la maxim. Decizia ta a contat asta? A contat asta? Da, cum a zis domnul Becali, eu am decis tot chestia cu managerul, doar că gen am zis și domnului că el e partea burocratică cu actele și totul, mă ajută în asta, gen, ca și expert. Eu, deciziile e și normal că să le iau eu și pentru un transfer. Dacă eu nu vreau să venim, să vin aici, nu veneam. Da. Nu mă obligă nimeni să accept ceva care nu vreau. Deci, te-ai, da. Te-ai consultat cu colegii de la Național care joacă la FCSB? Am avut ceva mesaje, dar pur și simplu nu m-au influențat, da. Adică practic de ieri până astăzi n-a avut niciun moment de dubiu că ai venit la CSB? Nu, doar că m-a sunat prea multă lume și îmi zicea multe chestii diferite. Atât. Tu crezi că poți să pleci după un an de zile de la FCSB? Sigur, și peste 6 luni, dar... Da. Da, peste 6 nu poate să o plătească clauza. El dacă joacă 10 meciuri în Europa, o plătește clauza imediat. Nu 10, bă, 3 dacă joacă. Tu ia imediat, că îți văd calitățile și le are. Adică n-ai ce, forță, viteză, dribbling, are la și driblează, e și tehnic. Credeți că e viitorul atacant național? Bă, nu cred. Sunt sigur. Păi n-are altă. Bă, dar aici trebuie să vă gândiți. Și ei, antrenorii și selecționerii, care sunt iar specialiști. Numai că eu spun așa. Bă, spunem un atacant pe care aș da eu 2 milioane acum. Păi l-am dat 2. Și nu mai spun și altele și nu mai spun mai multe, da? Sunt confidențiale. Că se ajunge pe la vreo 3. Înțelegi? Dar spune-mi altul. Păi spune-mi tu altul de 2 milioane. Păi băi, 2 milioane în România. Păi cine să fie atacant dacă îi dai 2 milioane în România? Nu? Și o să vedem noi acum dacă eu cunosc fotbal sau nu. Peste 6 luni, nu, cum a zis el. Dacă eu știu fotbal sau nu. Vedem câte goluri o să dea el la Steaua și o să vedem câte dădea el la CFR. O să vedem dacă eu cunosc fotbal. Crezi că te vei lupta la titlul de golgeter cu
ideea mea să înscriu cât mai mult posibil și să ajut în primul rând echipa și după în al doilea rând pe mine. Cu siguranță vreau să marchez nu pentru că am o competiție cu cineva, marchez pentru mine și pentru echipă. Deci cu câte vor veni mai mult, atât e mai bine. Crezi că ți se potrivește mai bine acest stil combinativ în CSKA? Da, cu siguranță te ajută, cum a zis domnul Becali, te ajută de mult mai mult să ajungi de mai multe ori în poartă decât să ajungi o dată de două ori și aia jumate. Deci ai mai multe șanse. Domnul Becali a spus că nu veți face ce a făcut domnul Șucu, dar ceva asemănător a spus dumneavoastră la transferul lui Luis Mitanu la CSR. Vedeți vreo diferență între cele două situații? Stai puțin. E diferență. De ce e diferență? Eu cu Luis Munteanu am făcut primul oferta și eu cu Luis Munteanu vorbeam cu impresarul și el a spus, domnule, stai nici niciun fel de problemă. I-am zis, bă, dar am vorbit că lui CFR-ul. Nu, domnule, CFR-ul a dat și ei un telefon, dar eu controlez totul. Stai liniștit, stai liniștit. Dar din momentul când ei au ajuns la un acord, m-ai văzut pe mine să licitez? Dar v-ați lăudat un pic că... Băi, eu m-am lăudat că, dacă mie impresarul spunea că stai liniștit, controlezi, eu am zis, bă, nu se duce la CFR. Că așa îmi spunea impresarul. Dar din momentul dacă, de exemplu, o echipă s-a înțeles, ai la revedere, eu nu mai fac așa ceva. Nu fac, pe mie rușine. Cum adică să zic, stai mă că ăia sunt eu, îi proști, eu sunt eu deștept, sau că dacă mi-a zis mai mulți bani, bagiocoresc? Păi ce, dacă am mai mulți bani, ce fac eu? Mă dau acum, călăresc lumea eu, că am mai mulți bani eu? Nu, tată, nu fac așa ceva. A, pot, concurență fac. Dar din momentul ce s-a înțeles oamenii pe marfă, pe orice afacere, nu, și teren, orice. La revedere, îmi văd de treaba mea. Păi ce sunt eu? A, că atunci, de exemplu, era concurență, atunci ei nu se înțeleseseră. Atunci eu... Mi-am dat seama, când eu am spus 1,5 milioane, i-am dus în 2. Numai că el, Petru Chiodin, spune, domne, a început să zbâcea, într-un fel, stai să vezi că o fi, că o împărție, adică mi-am dat seama că e ceva neregulă. Și atunci am zis 2,5 milioane, am făcut ofertă 2,5 milioane. Băi, îți dau cuvântul meu de onoare, aia a fost glumă. Eu n-am făcut 2,5 milioane ca să măresc. Cum am spus, adică de oftică. Mă ofticam. Și de oftică am zis că, domnule, să le iau banii. Deoarece am făcut 2,5 milioane ca să le iau eu pe jucător. Că mie îmi place. Bine. Nu că spun acum, e diferență. Adică e 3 clase peste Luis Munteanu. Nu e glumă, nu e nimic. 3 clase e peste Luis Munteanu. Luis Munteanu are de în fața porții, talala. Ăsta e altceva, e altceva, e din alt film. Și nu numai asta. M-am consultat cu meme. Eu dacă mă consult cu meme și dacă meme spune nu știu ce să zic, că e, că nu e, dar el tot timpul spune nu te domne cu tăi, niciunul nu-i bun. Dacă meme când îți va spune el că e bun jucătorul ăla, i-am zis, bă, Mihai, tu așa? A zis, bă, Gigi. Păi zic că Luis Munteanu, păi nu se compară, bă, Gigi, 3 clase peste Luis Munteanu, adică de el. Eu oricum nu-l știam, dar voiam pe meme să-l... Apoi zic, dacă tu zici că ăsta e mai bun decât Luis Munteanu și-l lauzi tu, apoi înseamnă că ăsta e Ronaldo, bă, Mihai, i-am zis, înțelegi? Gata, le ia orice ar fi. Păi a zis, băi, Gigi, păi nu, e clasă, înțelegi? Păi când ți-l laudă meme pe una, păi tu să fii sigur că l-ai fotbalist, că nu-l laudă pe niciunul. Înțeleg? Dacă ar fi să comparați cu un atacant din istoria FCSB-ului, cu cine l-ați comparat? Nu, eu nu știu cu cine să-l compar, pentru că nu am avut așa ceva. E primul. Ca valoare. Adică, nu cred că... Adică are stilul ăla de cămătaru combinat cu cine să zic, îi face și slab, intră în dribbling, în care eu zici că el e vijelie și intră în careu și odată el intră din ușa și odată îl vezi lângă portar, parcă zboară și trece printre ea. Deci are și drib, nu este driblangiu, dar în viteză îți face slalom, adică, știi? Și nu am cu cine să-l compar, că nu am avut așa ceva. Acum
Ce, ca ziceți voi, pe o vacare, nu? Nu, TRO și pe o vacare. Bă, TRO era alt gen, adică TRO avea, era și un fel de decar mai mult, nu? El e atacant, atacant, atacant. Și nu pierde mingea, adică când vine mingea la el, o protejează. O protejează aproape de picior, adică nu mai umflu acum, că după aia cine știe. Da, l-a supărat pe Șucu, dar l-a supărat și pe Dan Petrescu, că am înțeles că a fost foarte deranjat că l-a pierdut. Eu nu știu asta, numai că Dan Petrescu trebuie să înțeleagă că ei au luat 2 milioane, bani, pe care nu mai îi luau. Și nu numai, și altele, altele, cu tare, și dacă dă gură în Europa, și dacă ne calificăm în... Încă milioane. Vă mai pune cineva probleme la campionat? Eu nu cred. Spunea cineva că, domnule, dacă le ia Becali pe Burlegea, ce să mai ne luăm adio la campionat, ia campionatul, 10 puncte diferență. Peste Balaș. Da? Așa a zis? Că se ne și adio. Că eu la știe fotbal. Păi la știe fotbal, știi? Păi cine să ne mai stea în față, mă? Rapidul. Păi cu ce? Păi au riscat un atacant. Bă, acum eu am călăi, eu acum nu mai poți, nu mai le stai în față la ăștia. Tu îți dai seama ce au în față? Cu David Miculescu, cu el, cu Popa, cu Tănase. Și cu unde se mai poți să le stai la ăștia? Poate să-l aducă și cu și pe Messi? Că tot nu... Cum? Poate să-l aducă și cu și pe Messi? Că tot nu... Vă prinde din urmă? Cu ce, mă? Poate să-l aducă și cu și pe Messi? Că tot nu o să vă prinde din urmă? N-ai, mă, termin. Nu fac caterincă de urmă. Acum eu v-am spus adevărul. Eu n-am vrut să, că nu... Nu mai vreau să mă trufesc. Ai văzut ce am pățit atunci când am zis că 4 puncte și pe aia văzut, nu? Nu. Eu, după părerea mea, Șucu e un om extraordinar, calitate umană. Aici a greșit-o. Aici a greșit-o pentru chestie de principii care el probabil nu le are pe astea. Poate acum, după ce am explicat toate astea, poate o să-și dea seama că nu e bine ce a făcut. Va accepta să fie ultima oară? Cum? Va accepta să fie ultima oară când se mai întâmplă? Pe cred... El, nu e, el e un om deștept, el înțelege asta. El probabil săracul... Îi dau totul circunstanțe. Și de ce îi dau circunstanțe? Va venit omul în fotbal, a băgat bani, milioane de euro. A băgat bani. Și când te vezi în play-out, bă, să bagi milioane și să fii în play-out și să vezi că te ține Craiova și se joacă cu tine șoarece cu pisica, te ține numai în jumate adversă, că a dat ăla un gol, că a scăpat ăla. Când a jucat, atunci... Te oftici? Nu te oftici? Poate a făcut și pe din optică. Băi, nu, nu se face. Nu ai nicio scuză. Când doi oameni au semnat un contract, la revedere, îți vezi de treaba ta. Asta e. Nu? Plecarea lui Brilice, au mai ajutat pe CFR, principala rivală? Anunță că mai tot vând. Eu zic că tot CFR-ul. Eu zic că tot CFR-ul, principala rivală. În Craiova? Nu, nu Craiova. CFR-ul, principala rivală, că nu joacă el. Avem noi, bă, ce să avem acolo, ce să... Daniel, tu ai un atacant din istoria FCSB-ului cu care te-ai compara, te-ai asemăna? Nu îmi place să mă compar cu cineva sau să fac o chestie eu. Eu sunt eu și vreau să fiu cea mai bună versiunea mea. Da, da. Și vreau să continui cu ideea asta. Nu te teamă de critici. De ce? De critici. No. Dacă am venit aici... N-ai ce să-l critici. Voi să vezi, n-ai ce să-l critici. Se luptă. N-ai că se luptă, aleargă mai mult ca toți, pressing, n-ai ce să poți să-i zici. Și când prinde mingea, zici că e vigenie. Adică zici, bă, ce ăsta e? Taifunul. Dar vei vezi că... și mare pe tine după ce auzi ce... De ce? Nu are de ce să fie presiune, pentru că eu sunt aici să joc fotbal și ceea ce îmi place, ceea ce iubesc. Nu e foarte greu să fac ceea ce îmi place, deci o fac cu mare plăcere. Sunteți sigur că va avea parte doar de laude? Păi eu am spus pentru că de entuziasm, pentru că l-am dorit foarte tare, v-am spus că de vedeam la CFR mă ofticam. Singurul jucător mă ofticam, că n-am eu unul așa. Nici nu, bă, nici în cap nu trecea că pot să-l iau. Că gândeam că cere 5-6 milioane, dacă cerea pe hotele, 5 milioane, bă, zic că pe ăsta cere 6-7. Înțelegi? Norocul meu și Mircea Lucescu și contractului.
Dar și Lucescu că nu l-a luat. Că lua Lucescu, nu mai, că zicea cu echipa națională, ta, 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 ta. Nu, chiar am plecat foarte, foarte mic din România și, să zicem, am trăit la țară, deci cred că nici televizor nu aveam și am plecat direct în Italia, am șters tot din România și nu a fost un trai foarte frumos. Deci este nu, cum stăteam cu mine, m-am născut tot în Brăila. Nu e... După m-am, înainte să vin la CFR, nu știam ce și cum, deci. Domnule Becali, mai aveți vreun jucător din campionat? Păi na, păi și așa acum o să fie, trebuie să scoatem, păi na, avem deja prea mulți, păi. Nu neapărat să-l aduceți acum, dacă are, spre exemplu, la un moment dat era Balac, dacă mai e vreun jucător așa pe care îl vedeți și care vă încântă? Păi, Abdalac, ziceam și eu că e și el ataca, vădă, mai vorbim de cerul și pământul. Adică, ce să facem acum așa? Vorbim de mobilă de lux și de aia de brad. Ce să facem? Haruț merge la Faro? Haruț, da, da. Păi da, na, am zis să meargă, adică că el tot mi-a zis, Negici, că vreau să plec. Bine, mă, uite, ai situația, vrei să pleci? Ești liber să pleci. Dau drumul liber, niciun ban, fii sănătos. Ce vrea? Ce se eliberează? Bă, ce să facă? Că n-are ce să facă? Că eu săracul n-am nicio vină, ce să fac? Eu mi-apăr și eu cu rabia mea. El e scos de pe... Ce faci? Stai, pentru ce stai la Steaua când dacă te-am scos de pe liste? Nici în Europa, nici în campionat. Și atunci ce? Du-te joacă fotbal, dacă ai încredere că ai 24 de ani sau 25 de ani tare, nu? Du-te joacă fotbal, demonstrează că... Nu, ce fac? Ce să face? Nu? Uite, de exemplu, lui Panțăru, îi măresc contractul. Dar da, lumea n-are încredere, dar am văzut război. Mie-mi place războiul. Și Panțăru îi măresc contractul și prelungesc și îi și măresc contractul. Deși n-a jucat 2 ani. Vezi? Recunoștință. Nu? Ăsta, cum îl cheamă, Alexandru, că acum săracul a pătimit, îl chem, are 10.000, atată 15.000, că acum n-am, că i-a dat lui 25, că trebuie să le măresc la aia, că înțelegi tu, nu? Te le fac 15, o, bine, au 20, 15, 20 au, știi? Acum trebuie să-l chem și pe ăla, l-a murit, că ăla este... Da. Și care te-a că spune, dom'le, că se creează. După ce joacă 2 meciuri, ei când vor vedea că le bagă bani în buzunar, că ele bagă bani în buzunar, în prime. Că se le dau prime la cupele europene. Atunci oamenii nu mai au ce să mai zică. Când îi dai la unul mai slab, bă, Dumnezeu, dă-l ăla cu tare, dar ăsta e... N-ai ce să... Căutam un atacant de 100 de ani și nu găseam. Și l-am găsit acum. Nu? Hai, Domnul, să vă ajute. Să dea Dumnezeu să avem noroc și să facem treabă bună. Vine tata, hai, Domnul. Gata, hai fiți sănătoși.